Momente de panică în comuna Bicazchei după ce un urs a rămas blocat într-un gard de sârmă aflat la limita cu fondul forestier. Este vorba despre același animal care a speriat zilele trecute o adolescentă de 16 ani care mergea spre un magazin alimentar. Autoritățile au încercat să tranquilizeze ursul, dar ținând cont de gabaritul animalului, ce cântărea în jur de 300 de kilograme în zone nu s-au găsit tranquilizante pe măsură. De aceea s-a luat decizia tăierii gardului de sârmă, iar animalul a a fost eliberat în pădure. Pe timpul intervenției locuitorii au fost avertizați de pericol prin mesaje de tip Ro Alert.